un coșmar în care erai în public doar în lenjerie? Sau în care piciorul tău are cam o tonă? Sau ți s-a întâmplat să ai un vis în care scad toți dinții? O supă pentru mine! Ei bine, coșmarul ăsta e mai rău și nici nu visez! Serios, ciupește-mă! Nu, n-o face! Votați-mă din nou președinte și vă promit că nu se va schimba nimic și totul va fi minunat! Nici o schimbare! Ce? Cât a fost președinte, trebuie și-a asigurat scutiri de la ore, un dulap suplimentar și o masă privată la prânz. Și noi ce am primit? Nimic! Nul! Zero! Aveți încredere! Încredere? Să avem încredere că va face schimbări doar pentru ea! Prieteni, ascultați! Când lucrurile se schimbă, trebuie să ne acomodăm, adaptăm, să învățăm lucruri noi! Să învățăm? Nu, mersi! Are dreptate! Și mai rău! Când lucrurile se schimbă, nu poți să știi ce se va întâmpla! Nimeni nu știe! Wow. Sunt foarte confuz! Hei! Ho! Iar acum! Să păstrăm totul la fel! 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 Avem o problemă! Peter președinte! Nu știu cum, dar Tracy a convins pe toți că totul e bine și că schimbarea e rea. Rea? Schimbarea e bună! Schimbarea e viață! Bine spus! Am auzit-o la televizor. Atunci de ce nu candidezi? Nu poate. Da, îmi este interzis să mai candidez după un incident de acum câțiva ani. Wow! Wow! Dragi colegi! Mașina mea! De fapt, cred că pot participa din umbră. Să trag sforile ca un maestru păpușar. Dar îți trebuie o păpușă. Întocmai. Am nevoie de o păpușă. Prieten? Lasă baltă. Ca președinte, aș putea cere pauze mai lungi, mese mai gustoase. Dar cine știe ce s-ar putea întâmpla? Ne-ți promit că voi lăsa totul așa cum este acum. Nici o surpriză. Detest surprizele. Nici o schimbare, nici o surpriză. Asta nu înseamnă că nu voi face multe lucruri. Doar pentru mine. Că ce voi face? Bineînțeles că da, vei fi președinte. Ce nebunie! Cum poți îmbunătăți ceva cu atitudinea asta? Anul trecut n-a făcut nimic. Și-a luat propria masă de prânz. Întocmai! De ce are nevoie de o masă a ei? Pentru că e președinte. Dar nu e corect. Trebuie să găsesc pe cineva care să o învingă. Îți trebuie o marionetă. Îmi trebuie o marionetă. Nu, amice, nici gând. No. Nici să nu te gândești. Sigur. Serios? Pot să-ți răspund la întrebare? Vrei să devii președinte? Nu. Deci, Monica, te-ai gândit dacă vrei să candidezi? M-am gândit până am găsit asta. Cred că Tracy mă avertizează să nu candidezi. Cum? De unde știi? Biletul spune să nu candidezi. De unde știi că e de la Tracy? Scrie de la Tracy și se uită la mine. De când eram copil, am avut o pasiune pentru serviciul public. Serios? Habar n-aveam. N-o mai spus nimănui. Ai lucrat vreodată în serviciul public? Niciodată. Păi, cred că ai fi un președinte grozav. Vezi, Angelo, școala nu este doar pentru copiii inteligenți. Școala este pentru noi toți, oricum am fi. Dacă sunt ales, voi asculta elevii și voi face schimbări pozitive. Hai, Potter! Mă bazez pe tine. Voi renunța complet la note, le voi înlocui cu forme și culori. Păi, fie, cred. Potter! 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 Eu, Butterfingers, îmi declar candidatura pentru președinție! Pentru că știu că am curajul și forța necesară pentru a câștiga lupta asta. Da, amice? Am să câștig! Hai să învingem pe Tracy! Tracy? Concurez cu Tracy? Sigur că da! Oh, nu! Eu renunț! E misiune imposibilă! A spus că sunt dur, dar nu nebun și prin dur vreau să spun în mod general! Am angajat o trupă! Îți scriu numele pe buletine în caz că te răzgândești. Prieteni, ascultați-mă! Când lucrurile se schimbă... Campania lui Tracy începe să aibă succes! Aș vota pe oricine altcineva! Asta e! Mersi, Lola. Știu exact cine va fi următorul președinte. Orice, dar nu Tracy. Orice altceva să fie președinte. Hei, vrei să spui oricine? Nu, orice. Trebuie să fim deschiși la orice lucru. Aș alege un sac de nisip în locul lui Tracy. Dacă mă votați, vă promit că totul va rămâne exact la fel. Chiar dacă s-ar putea să am un scaun mai frumos la masa de prânz. Dar de ce ai nevoie? Ia-mi așa! Ai de toate. Sigur că ai nevoie de un scaun. De ce ți alegi o persoană care nu face nimic pentru voi, ci doar pentru ea?
Amice, tu chiar ești sigur că vrei să votezi cu ea? Crede-mă, amice, totul are sens atunci când mai este ciobrioșă, să știi. Tocmai mi-a dat o pereche de cercei noi. Vai de mine, o iubesc, iubesc, iubesc. Hei, uite ce mi-a dat Tracy. La început i-a făcut să se teamă de schimbare și acum își cumpără voturile prin cadouri? Dacă tot ai adus vorba, da. E o nebunie, poate-ți plac cerceii, dar dacă va fi aleasă, nu ne va da nimic și totul va fi la fel ca înainte. Măcar voi avea cerceii. Da, și ea își va păstra masa privată din cantină. Oare pentru că e președinte? Da. Ăsta nu e un motiv. Prieteni, chiar sunt foarte bune. Vrei și tu una? Nu, vreau să văd democrație. Voturile să fie bazate pe fapte, nu pe brioșe. Democrație? Lui Tracy nu-i pasă de voi. Vrea doar să-și păstreze puterea ca să profite de pe urma ei. Ai gustat brioșele astea, amice? Se numește mituire. Mănânci brioșe cu mită, amice? E mult prea ușor. Oamenii sunt atât de slabi. Dacă nu ar fi atât de amuzant, ar fi trist. Presupun. Ca și președinte trebuie să faci o treabă mai bună. Iată o schimbare. Dacă mă alegeți, voi renunța la pauză. Vezi? Cum? Alegerile sunt atât de interesante. Gage, ce? Peter? De unde știi că sunt eu? Pentru că mă uit la tine. Locul ăsta e jalnic. Hei, Cooper nu face asta? Oh, asta nu e nimic. De fapt, am venit aici, deoarece Cooper și-a scăpat ursulețul de pluș în toaletă. Pufosul punea prea multe întrebări. Ce tot faci? Deci, ce cauți aici? Ursul a blocat o conductă și a inundat întreaga școală. A fost destul de amuzant. Mersi, fac tot ce pot. Orele se țin aici o perioadă. Nu puteți scăpa de noi, nătăfleților? Da! Bine, e timpul să plec. Ne mai vedem, frățioare! Dacă ai nevoie de ceva, doar apelează la altcineva. Salutare, gimnaziu! Uite-te la ea! Cum te cheamă? Ciudatule? Nu amețești, frățioare? Păi, mă ajută să gândesc. Fratele meu e la școală aici și e stânjenitor. Stânjenitor? Dar Peter e cel mai popular, puști? Poftim? O, amice, toată lumea îl place pe Peter. E diferit, îndrăzneț, spune chestii interesante. E destul de popular acum. El? Trebuie să văd. Oh! Bezele! E atât de amuzant și nici nu știu de ce. Spune chestii atât de banale, îmi place. Wow, chiar e popular. Facă mai mulța. E un clasic. Se pare că frățiorul tău e mai popular ca tine, Angelotti. Poti nu. Asta e. De ce nu? Nu poate fi mai rău ca un sac cu nisip? Am onoarea să vi-l prezint pe noul nostru președinte. E o gură de aer proaspăt, o lumină în întuneric și de asemenea, fratele meu mai mic, Peter. Locul e un adevărat dezastru! Meritați mai mult! Școala merită mai mult și de aceea voi face gimnaziul să fie ce-a fost cândva. Cândva? Când a fost bine la gimnaziu? Sau acceptabil? Când voi conduce eu, totul va fi minunat. Băncile, holurile, cele mai bune. Totul va fi atât de grăzav, va fi mărât, uimitor și imens. Ești sigur de asta, Angelo? Adică, recunosc, sunt impresionat. Oricare dintre voi va apăsa butonul mare și roșu și când îl apeși, pauză instant! Unele idei sunt puțin deplasate. Voi cere mai puține teme. Mi se pare destul de rezonabil. Și o grădină zoo cu animale vorbitoare. I s-a terminat. Ascultă, Cher, are două dintre cele mai importante calități ale unui candidat. Unu, vrea să participe. Și doi, habar nu are cu cine concurează. Wasabi! Oh, chiar știe de ce avem nevoie. Wasabi! Simt că totul va merge ca pe roate. Wasabi! Priviți-l bine, următorul președinte al elevilor. Vor scăpăși de toate notele. Stai, avem nevoie de ele pentru facultate. Mate, știință, totul! Cum? Nu e deloc potrivit pentru funcție. Exact asta îl face grozav. Nepotrivitul e fix ce trebuie. E un străin, un agent al schimbării. Oamenii inteligenți spun că bomboanele sunt bune pentru dinți. Deci, bomboane gratis! Tocmai ai inventat asta. Cursele mele de încredere ne-au spus că profesorii au un cuptor pentru pizza în subsol. Și au pizza proaspătă în fiecare zi. Și noi nu primim nimic. Știam eu, mă așteptam. Peter, Peter, Peter! Și ia cum se mai urmează să fac. Voi construi un zid. Un zid frumos, gigantic, făcut în întregime din bezele.
fost un adevărat succes. Oamenilor le plăcea tot ce spunea. Voi face o pescină cu valuri! Campania lui Fantezista a atins o coardă sensibilă în inimile tuturor, făcându-i să creadă tot ce le spunea frăciorul meu. Vom merge la școală doar când vom avea chef! Oh, frate, nu se va întâmpla niciodată! Nimeni nu-l va vota pe acel bufon! Legumele nu sunt bune! Iam eu! Ui, îi place? Campania lui Peter nu avea pic de sens, dar toată lumea l-a plăcut. Făcea progrese. Scena era pregătită pentru prima dezbatere. Dezbatere? Ce e aia? Uneori cred că Peter nu știe ce face. Dar cui îi pasă? Aproape depășit-o pe Tracy în sondaje. Am o întrebare. Nici o grijă. Am planul perfect. Bineînțeles că are un plan. Niciun plan. Niciun plan, vezi? Niciun plan? Cum? Îl lăsăm să fie el însuși. Dacă nu e stricat, nu-l reparăm. Și dacă îi se pune o întrebare? Hei, ce spui dacă ți se pune o întrebare? Primul lucru care îmi trece prin cap. Guacamole! E foarte pregătit. Cred că va fi foarte interesant. Întocmai. E vorba de divertisment. Uite-te câtă atenție îi acordă presa. Ați filmat tot? Grozav. Vorbește pentru cei de clasa 8-a. Oh, mă iubesc! Vezi? Susținătorii mei dintre 8-a. Salutare, copii! Bine ați venit la prima noastră dezbatere. Bine, prieteni, prima mea întrebare e: de ce crezi că vei fi un președinte bun? Tracy? Mersi! Dragi colegi, alegerile sunt foarte importante. Vai de mine! Citează! E cel mai drăguț copil pe care l-ai văzut. Voturile trebuie luate în serios! Peter! Simțiți și voi ceva? Cineva a uitat să facă duș, nu credeți? Ascultați-le! Am venit să vă spun că voi păstra totul la fel. Am venit să vorbesc despre problemele pe care nu le voi schimba. Am venit să... Este neconceput! Știți ce este neconceput? Că oamenii nu iubesc școala așa cum o fac eu. O dezbatere bună. Un schimb de idei, pro și contra. Și ca să vezi, Peter nici nu e la școală aici. Stai! Da! Da? Da! Nu mă lua cu da pe mine. Da! Da! Trebuie să-l scoți pe Peter din competiție. Nici măcar nu merge la școală aici. Bine, bine. Oricum nu-mi place puștul ăla. Scoți! Ce? Am marea carte. Are marea carte. Ce e aia? Regulile sunt foarte clare și spune, citez: orice elev care este prezent la această școală, indiferent de motive, poate să candideze. Ah, da, democrație peste tot. Tracy, mi-e teamă că marea carte este foarte explicită. Peter rămâne. De asemenea, zice că și colegii lui de clasă pot vota. Ha? Cum? Asta scrie aici. Da, atunci îl putem declara nepotrivit pentru funcție. Mi-e teamă că nu se poate. Aici scrie și citez: nu-l puteți declara nepotrivit pentru funcție. În plus, nepotrivitul e ce trebuie. Ah!
Bună treabă cu regulile. Care reguli? Am inventat totul. Ăsta e doar un dicționar vechi. Și acum o știre de ultimă oră. La școala gimnazială, candidații pentru președinție sunt total diferiți și deloc compatibili. Mai întâi e Peter, un tânăr străin care dorește să construiască un zid din bezele în mijlocul școlii. Banii lui Beck și numărul lor e în creștere. Gata? 1, 2, 3, 4! Nu mă pot sătura de sloganul ăsta. Dacă aș învăța și cuvintele... Bezele! E așa nostim. Și o avem și pe Tracy, o candidată de nădejde care promite cu mândrie că nu va schimba nimic. Ideea mea e să nu schimb nimic. Totul să rămână la fel și să fie grozav. Acum să vorbim despre buget. Peter, spune de ce crezi că... Hei, jurnalisto, cum de-i pui întrebări doar lui Peter? E singurul de aici? A, așa-i. Poți continua. Peter, cum voi plăti pentru aceste proiecte? Salonul, jachetele, autobuzul făcut din zahăr? Floare la ureche! Priviți! Desigur! Am înțeles acum! Apocalipsa roboților! Peter va schimba lumea! Va face gimnaziu să fie ce a fost cândva! Și vom zbura spre Marte! Bine, micuțule, putem să câștigăm, dar ar trebui să fii puțin mai realist și să promiți lucruri pe care le poți face. Voi face gimnaziu să fie la fel! Înțeleg, dar mai bine ai vorbi despre pauze mai lungi în loc de călătorii în spațiu. Nu vrei să mergi pe Marte? Da, ai spus că e bine să fii nepotrivit. Dar avem șanse mai mari să câștigăm dacă Peter va... știți voi. Ce s-a întâmplat cu telesăm să fii tu însuți? Hei, îmi super prietenul! Peter, tu habar nu ai ce faci acum. Tu habar nu ai ce faci! Oamenii au nevoie de mine! O zi bună, domnule! Fratele meu spune că eu habar n-am ce fac! Cum? Știi ce i-am spus eu? Tu habar nu ai ce faci! Mă simt de parcă aș fi acasă! N-avem nevoie de Angelo! Da-ți afară! Știi de ce nu mai avem nevoie? De bănci pentru stângaci! Da-ți-le afară și pe ele! Chiar așa! Vom scăpa de băncile pentru stângaci! Și dacă ești stângaci? Trebuie să-i putem pedepsi cumva! Dar stai! Eu... Oare m-au născut stângaci? Sigur că da! La revedere! Dar eu sunt presa! Toți sunt stângaci! Stângaci? Mai întâi eliberați băncile și apoi scăpați de ele! Scăpați de ele! Pa, pa! Scăpați de ele! Scăpați de ele! Se spune doar ce-i trece prin minte și da, sunt doar aiureli. Dar și ce dacă? Guacamole! Îl iubesc, serios! E plin de viață! Îmi place că nu e frică să-mi spună ceea ce vreau să aud. Ideea cu Peter președinte a scăpat de sub control. Am vrut să o conving pe Tracy. Nu m-am gândit ce s-ar întâmpla dacă ar câștiga. Ar fi fos. Prieteni, ce credeți? Spune că va face gimnaziul să fie ce a fost cândva. Cum? N-a fost niciodată ceva. Chiar tu ai spus-o. Va construi un zid. Construiește un zid. Construiește un zid. Bezele! De ce râdeți? Nu e o glumă. E un combat. Party McParfor. Party McParfor. Nu, e imposibil. Chiar îl vei lăsa pe fratele tău să fie viitorul președinte? Trebuia să fie floare la ureche. Mi-am făcut și un nou afiș. Ideea asta stupidă a voastră de a alege un aiurit pe post de președinte va fi un dezastru! Văzând că Tracy e supărată, e evident că mă bucur. Dar m-a pus pe gânduri. Ce voi face acum? Nu-l pot vota pe Peter, e total nepregătit. Și nu pot vota cu Tracy, e rea! Nu va schimba nimic! Oamenii trebuie să fie salvați de ei înșiși. Au! Nu am de ales. Trebuie să fac ce e mai bine pentru colegi, școală și pentru mine. Vreau să te ajut să-l înfrâși pe Peter. Cum? Am niște poze care te pot ajuta. Nu-mi place când faci asta. Ce, râsul meu malefic? E specific mie. Revenind, în ceea ce privește alegerile, n-am nevoie de ajutor. Cum? Dar pierzi. Nu pot pierde, pentru că nu mai concurez. Mi-am șters numele de pe buletinele de vot. M-am retras de tot. Poftim? Cum? În primul rând, motivul pentru care concuram era ca să te enervezi. E motivul pentru care aș face orice. Și dacă te pot enerva mai mult dacă îl las pe el să câștige alegerile, așa să fie. E o nebunie. Nu mai pot face nimic. La ce nivel al răutății ai ajuns? Dacă pierd alegerile, au fost aranjate. Cine numără voturile? Aranjate, nu știu, nu noi. Aranjate, aranjate. Calmează-te, Angelo. Președinția lui Peter îți va aduce rușine ție, familiei și generațiilor viitoare. Mare brânză. Angelo nu e fericit.
Voturile sunt numărate și următorul președinte va fi... Peter! Ce am făcut? Atenție, elevi! Tocmai am primit vestea că școala primară, ce a fost inundată, a fost reparată. Toți cei care sunt de acolo trebuie să se întoarcă imediat. Aveți nevoie de un nou președinte, pentru că noi plecăm de aici. Brânza puturoasă! Vai, amice! Ne vedem peste 2 ani, bătrâne! Se repare asta până atunci. În cazul în care câștigătorul renunță, persoana de pe locul al doilea câștigă și acea persoană e, având un singur vot, Butterfinger. Frumos! Fiecare vot contează! Va fi onoarea mea să vă servesc! Mai vedem noi! De unde știa asta? Știi, nu-mi place puștiul. Angelo? Angelo? Angelo! Hier liegt diese Episode. Das ist die beste Angelo-Folge von...